Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Shalom, dragii mei pelerini, și bun găsit! Vă spun cu mare drag încă o dată din Israel, țara pe care o vizităm de ceva timp împreună. O țară nu doar cu locuri ce poartă conotații biblice, ci și cu o cultură bogată și vie. Există mulți turiști din toată lumea care vizitează Israelul, așa că peste tot unde mergi vei auzi multe limbi vorbindu-se în jurul tău. Să nu fii surprins dacă unii dintre localnici te vor întreba chiar în limba română: ce faci? Sau îți vor spune: eu iubesc România. Asta mai ales dacă ajungi într-o zonă comercială. Dar să revenim la limbile vorbite în Israel. Ei bine, aici sunt recunoscute două: limba ebraică sau neoebraică, ivrit, și limba arabă. Pentru că alături de noi în călătorie avem un ghid evreu, îl întrebăm azi de ce înscrierea ebraică se începe de la dreapta spre stânga. Am fost pus o întrebare de ce se scrie de la dreapta la stânga. De multe ori în vorbirea de fiecare zi spune lama și răspunsul este caha. De ce? Pentru că așa este. Una dintre explicații ar putea să fie și s-ar potrivi foarte bine, se spune că, de fapt, dacă tu ești în piatră, practic vezi foarte bine ce ai scris. Deci, așa se spune, una dintre explicații. N-are o explicație, cu toate că, de fapt, dacă am luat din vechime începutul scrierilor, de fapt a fost scrierea care era în Babilon, în Templu și Eufrat, unde a fost, de fapt, leagănul civilizației, practic acolo mergeau într-un fel, atedot se spune în ebraică, practic erau niște litere care erau sculptate pe un, ca și un fel de creion, ceva ce țineai în mână și se apăsa cu el pe lut, ștampila respectivă răsa amprenta cuvântului sau amprenta literei și așa se scria. După aia se putea arde în foc. Asta era o metodă, iar în Egipt era altă formă, deci era pur și simplu scriau pe papirusuri cu tot felul de cerneluri în formă, de fapt desenau tot felul de hieroglife, iar în Israel ceea ce a ajuns, de fapt, noi fiind nu dintre primele civilizații, la noi deja s-a început să se facă scrierea cu, să pecula scrierea cu litere, iar explicația de ce la dreapta, la stânga nu este. Spuneam și cu alte ocazii că în Israel întâlnim mai multe forme de relief, principalele fiind câmpia joasă și înaltă și muntele, dar și zonele deșertice pe care le descoperim, în special în sudul țării, de la Marea Moartă spre Eilat și până la Marea Roșie. Uitați, deja am intrat în Negev, în partea stânga munții sunt munții din Iordania, iar deja suntem în zona munților Seir, iar chiar lângă Iordania, când vom ajunge, sunt munții Edom. Deci Moise și cu poporul, când a intrat în țară, a ajuns până la Marea Roșie și a luat-o undeva în dreapta noastră, la câteva sute de kilometri, și a ajuns până la Kadesh Barnea. De acolo a trimis iscoadele care au iscodit țara, au ajuns până pe la Hebron, pe la Valea Eșcol, și s-au întors înapoi și au spus că într-adevăr țara este foarte bună, dar noi eram ca niște lăcuste pe lângă ei, plus că mai sunt acolo și fiul lui Anac, așa că nu ni se merită, mai bine plecăm înapoi în Egipt. Și-a muiat inima poporului, au plâns toată noaptea și Domnul s-a supărat pe ei. Iosua și Caleb mai au fost cei care au insistat și au spus că să nu ne temem, să ne plai că spune Hemiul Ahmenu, ce ei vor fi pâinea noastră, adică în sensul că îi vom mânca. Ce curaj trebuie și ce putere de partea Domnului ca să poți să faci o asemenea afirmație. De acolo s-au întors înapoi, au ajuns la Eilat, de la Eilat v-am spus că este muntele Edom, deci acolo era Esau. Moise se trimite sol la Edom,
și îl roagă foarte frumos, spune, știi cum ne-au apăsat egiptenii 400 de ani? Domnul ne-a scos cu mână tare și puternică, bineînțeles că e Domnul auzise despre ei. Și nu era prea încântat. Și ce dă nevoie să trecem numai prin țară și vom ține drumul împăratului, sau vom ține drumul principal, drumul de care tot am vorbit până acum. Și Domnul acceptă să nu vii pentru că voi ieși înainte. Și Moise într-adevăr nu intră, pentru că Domnul spune, nu intra, să nu te apuci la ceartă cu Edom, că nu-ți voi da nimic în țara lui. Deci asta i-am dat fratelui tău. Iar Moise continuă 40 de ani prin spatele munților pe care ne avem, practic trece prin pustia Arabiei. Ajunge în spatele nostru de unde am pornit până în dreptul Ierihonului, traversează munții, Moise rămâne acolo pe muntele Nebo, vede numai țara de departe. Revenim la Negev, la pustia Negev în care ne aflăm noi aici. Ben Gurion în 48 când a fost, când s-a înființat statul, acesta a fost visul lui ca Negev să fie populat și să fie dezvoltat foarte mult. Unul dintre kibuțurile care au fost plăcerea lui a fost kibuțul Zdeboker. Zdeboker, care este la sud de Berșeva, la sud-est de Berșeva, au fost câțiva tineri, câțiva zeci de tineri care au avut ideea ca să formeze un kibuț și să nu folosească nici un ajutor, să se descurce singur. Asta a fost ideea lor. Și au luat, au fost câțiva băieți, câteva fete, au început să crească în kibuțul lor capre și au făcut un fel de baraj ca să rețină apa iarna când plouă în zona respectivă și să aibă toată vara. În orice caz a fost greu de tot. Nu vreau să accepte nimic, nici curent, nici să-i se tragă apă. Ben Gurion a fost încântat de curajul tinerilor și a zis că și el vrea să fie primit în kibuț. S-au adunat toți în kibuț și au spus că nu-l primim pe Ben Gurion, pe primul ministru, că dacă vine o să ne aduc că aici curent și apă și noi nu avem nevoie de ea. Și bineînțeles că s-a făcut vot, așa cum erau în kibuțuri, și totuși kibuțul, cât de la urmă câteva zeci de oameni, au fost majoritatea care a zis să-l primească și pe primul ministru la ei în kibuț. Și l-a primit. Pentru că Ben Gurion era în vârstă, nu prea aveau ce să facă cu el, că nu prea putea lucra și în kibuț, și dacă ești prim-ministru trebuie să lucrezi. Și l-au pus să aibă grijă de mie, de iezi acolo în staul ăla unde erau capurile. Deci asta era misiunea primului ministru în kibuț. Dar visul lui era să, deci cum am spus, Negevul să fie dezvoltat. Și la ora actuală este îngropat acolo în Zdeboker, Ben Gurion, primul ministru al Israelului. Primul prim-ministru al Israelului. Deci de la înființare era, de fapt, a și declarat înființarea statului în 1948. Bineînțeles că au fost atacați, au omorât, beduinii au omorât o parte dintre ei. Probleme, greutăți. Când intri și vezi viața și cum au fost făcute chibuțurile, ridici pălăria în fața lor. Plus că exista un consens în toată, în cadrul Ișuvului, așa îi spune, că nu era țară, pe când înainte era o Ișuv, de fapt. Nu se părăsește un loc. Dacă ești atacat, nu părăsești locul. Nu ai voie să părăsești locul. Deci lupți la maxim. Și sunt, bineînțeles că sunt multe experiențe pe tema asta. În Psalmul 126, care îl cântăm, de fapt, în Birkat Amazon, după rugăciunea, după masă, acolo spune că Doamne, adună apoi pe prinșii noștri de război, sau Domnul aduce înapoi pe prinșii noștri de război, ca și niște răuri în partea de miază zi, dar în ebraică, în original, spune ca fikim la Negev, adică dacă plouă la munte, aici, pe partea asta care Negev o fiind un fel de depresiune, deci este o zonă dreaptă, se fac afichim, se fac păraie. De ce cauza n-a fost dezvoltat practic Negevul? Din cauza că se spunea Negevul nu fuge nicăieri, deci rămâne aici. Deșertul Negev este atipic. Este un deșert stâncos, dar care are și dune de nisip, înalte până la 30 de metri. Și pentru că deșertul ocupă aproape 60% din suprafața țării, israelienii au încercat să găsească soluții încă din vremea primului ministru Ben Gurion pentru îmblânzirea zonei aride și neprietenoase. În cele ce urmează, avem parte de încă o scurtă lecție de istorie cu privire la acest subiect. A fost ocupat Negevul și cum s-a dat Negevul Israel, a fost o acțiune în 1949, chiar la sfârșitul războiului de independență, ultima porțiune care a fost ocupată,
ocupat Negevul și era o problemă destul de mare din cauza că Egiptul ajunsese până lângă Ashdod, până la podul Ad Halom, așa se numește, acolo s-au făcut niște poziții, au turnat bunghere cu beton și tânăra armată israeliană nu reușea nicicum ca să-i scoată afară din punga respectivă. Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Am mai spus și cu alte ocazii că în deșertul Negev trăiește mai puțin de 8% din populația Israelului, dar autoritățile încearcă să-l facă din ce în ce mai atractiv pentru locuit. Aici sunt și câteva din orașele importante ale zonei, cum ar fi Berșeva, Arad sau Eilat. Și pentru că ne îndreptăm spre Eilat, aflăm că în zona aceasta, nu departe de oraș, se găsesc minele antice de la Timna și topitorii de cupru care datează chiar din vremea regelui Solomon. Să ne apropiem mai mult de Eilat, o să vedeți că sunt munți de diferite culori, pur și simplu, unul de culoare, altul de altul. Și totul depinde de minereul pe care îl conțin pietrele respective, din cauza că atunci când o să ajungem la Timna, acolo este minereul de cupru. În partea stângă este localitatea Hatseva, așa este un mic kibuț și este și un centru de cercetare și este și un centru turistic. Ne arată, de fapt, practic, viața Negevului. Un fenomen interesant în partea aici, în Negev, unele lucruri cam sunt greu de îndrept. Noi, de exemplu, dacă avem scris ceva în Biblie, am vrea să le vedem exact așa cum le citim. Uitați-vă în dreapta, vedeți un fel de pietriș aruncat așa negru, de culoare mai închisă. Un gri închis, uitați deasupra, parcă cineva l-a semănat. Deci, practic, sunt aduse, de fapt, de pâraiele care vin. Uitați aici, fiind o vale, aici sunt mult mai multe pietre. Să știți că în un neamț, mi se pare că a fost cel care a stabilit scara durității pietrelor, diamantul fiind pe scară la 10, iar piatra respectivă pe care o vedem aici în partea dreaptă are duritatea 7, foarte, foarte dură. Dacă vedeți în muzee și când vă arată acolo din perioada neolitică, uneltele care erau, pe care le aveau atunci făcut, era din piatra din asta pe care o vedeți aici. Și nu reușesc să explice cum a ajuns aici, cum s-a format piatra. Și dau tot felul de explicații că pe fundul mării au fost alge și au fost și scoici și s-au combinat cele două părți chimice din plante și din animale și cu calcalul care era la dedesubt și așa mai departe. E greu de explicat. Dar uvdam. Și cum am spus, că în ebraică se spune așa, ima uvda efșa le itvakea. Adică cu realitatea nu te poți contrazice. Deși zona în care ne aflăm este una cu temperaturi foarte ridicate, puține precipitații și un sol cu nivel crescut de salinitate, totuși aici se găsesc, pe spații destul de întinse, sere în care se cultivă legume diverse, fructe și chiar flori. Așa aflăm că roșiile cherii sunt cultivate aici, curmalii dau rod bogat și gladiolele înfloresc frumos. Toată zona pe care o parcurge, de desubtul nostru există o mare sărată, deci o mare de apă, deci foarte multă apă și este semisărată. Ce înseamnă semisărată? Deci nu are concentrația de 3% cât are Marea Mediterană. V-am spus despre Marea Moartă că are între 30 și 33% sare. Deci apa deja este supra-saturată și dacă faci sare în ea, poți să o ții în mână și nu se topește. Marea Sărată, Marea Moartă. Marea Mediterană are de 10 ori mai puțin, are numai 3%. Iar apa care o vedem de desubt, care avem în mare, care e deasupra noastră, punga de apă, are sub 3%. Iar apa respectivă, în vechime, era un beduin care pur și simplu o foloseau și la băut. Dar trebuia să fie obișnuit cu apa respectivă. Iar la ce o folosim astăzi, se scoate din apa semisărată, se desalinizează pentru că este ușor de desalinizat, neavând mare concentrație de sare. Iar cu computerul se folosește apa la
culturi de curmali și la culturi de roșii șeri. Și curmalul și roșiile șerii le place apa semisărată, deci să aibă și o anumită salinitate în compoziția ei. Iar ca să fie, să dea producția maximă, computerul stabilește în ce procent să fie adăugată la plantă. Printre altele se explică că, de fapt, și șerii care sunt cultivate aici în zonă, cea mai mare cultură, de fapt, o avem la Kadesh Barnea. Kadesh Barnea este pe graniță cu Egiptul. Dacă vă uitați pe hartă, triunghiul pe care îl avem în partea stângă este aproximativ la o treime distanță dintre Eilat și Gaza. Roșiile, când, deci se spune că planta când simte apa semisărată, produce înăuntru un fel de împotrivire și pur și simplu produce mai mult zahăr și roșiile devin foarte dulci. Negev este un potențial pentru noi, pentru țară. Paralel cu noi, de fapt, curge valea sau pârâul Arava. Dar nu curge apă pe el numai iarna. Deci între noi și între Iordani avem o graniță și granița este formată de pârâul Arava. Și înțelegerea a fost că pe unde curge pârâul Arava, acolo este granița. Dacă pârâul are dorința să-și mute valea puțin mai în stânga sau în dreapta, și granița se mută. Pârâul Arava, de fapt, intră din peninsula Sinai și are o suprafață enormă. În peninsula Sinai, care este controlată la ora actuală de Egipt, are o suprafață enormă în care adună precipitația și când ajunge între noi și între Iordania, în anii când sunt ploioși, cum a fost și anul de care am trecut, acum iarna trecută, vin cantități uriașe de apă care intră în Marea Moartă. Ați văzut acum de aici, partea de sus, unde sunt lacurile de desalinizare și lacurile pentru extragerea minereurilor sau mineralelor, între ele este săpat un canal, pentru că apa care ar veni ar distruge practic digurile și compoziția, bineînțeles, a apei care trebuie să, din care se face o sedimentare, de fapt, a mineralelor pe care le extragem. Copacii pe care o să-i vedeți în stânga și în dreapta, majoritatea sunt șitim, șita, copacul șita, deci v-am spus că îi vedeți în filmele cu elefanți și cu Africa și așa mai departe. Ei sunt cei care rezistă, frunzele lor sunt atât de mici, ajung aproape să fie ca niște cuie, pentru ca să nu piardă umiditate. Practic este salcâmul de care este vorba când la construirea chivotului și a cortului. Și șita poate fi de două feluri. Este unul dintre șita care crește ca o tufă și este șita care crește în formă de copac. Iar în funcție de cât apă are și el, în general ei cresc pe locurile unde curge apă iarna. De exemplu, Avram Isaac și Iacob, el mai puțin, dar Avram și Isaac au fost mari săpători de fântâni. Ei practic au săpat pe pârâul Berșeva. Există un pârâu Berșeva și un pârâu Hebron. Amândouă curs spre Marea Mediterană. Ne apropiem încet, încet de Eilat, locul în care deșertul pare a fi înghițit de Marea Roșie. Dar mă uit la ceas și observ că și a noastră călătorie radiofonică se apropie de încheiere. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru însoțire și să vă invit la următorul nostru popas în Țara Sfântă. Sunt Lucia Machidon și până când ne vom reauzi, de aici, din deșertul Negev, din sudul Israelului, vă spun tuturor Shalom! Pe data viitoare! Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism.